Reprezentanții echipei de fotbal Mușelul Câmpulung, Alexandru Lulea, Costin Ghiță și antrenorul interimar Vasile Slăninoiu au analizat astăzi într-o conferință de presă ultimul meci disputat pe teren propriu și pierdut la limită, scor 0-1 cu Real Bradu. Spun eu că meciul cu Bradu, după cum s-a văzut, am dominat prima repriză. După cum spune toată lumea, prima repriză ne aparține nouă. Iar după ce am ieșit de la cabine, se pare că am ieșit alții, am fost puțin debusolați și, cum ați văzut și dumneavoastră, a venit un gol. Nu trebuie să spunem că este greșeală Dragoș, pentru că el a fost îngerul nostru pozitor în atâtea meciuri. Suntem o echipă, câștigăm împreună, pierdem împreună în momentul de față. Aș vrea oarecum să nu să contrazic colegul meu, dar și a doua repriză nu a fost o repriză greșită, să zic așa, sau am intrat cu capetele plecate sau mai știu eu ce, dar s-a jucat cam până minutul 75-80, apoi datorită schimbărilor am alergat după gol, ne doream foarte mult să egalăm, poate să și batem, dar nu am putut face mai mult. Ce s-a întâmplat cu Nica la meciul cu Bradu de nou jucat? Pentru că nu m-a spus înainte că ar avea ceva probleme. Da, nu a avut nicio problemă. A fost o problemă de staff. Trebuia să rămân pe bancă, altfel nu puteam să rămân pe bancă și aveam mai multe opțiuni pe partea lui acolo și a fost decizia noastră de a ieși din lot. Cum e viața de antrenor? Cum se trăiește meciul? Grea. De la margine. Grea. Destul de grea. Este mai bine pe teren decât după margine. În ceea ce privește numele noului antrenor principal, Alexandru Lulea a recunoscut că s-a discutat și cu Iordan Eftimie. Însă Costin Ghiță, directorul tehnic al echipei, spune că cel mai probabil până la iarnă antrenor principal va rămâne Vasile Slăninoiu. Aveți în sursele mele cel puțin, știu că ai încercat să-l aduci pe Iordan Eftimie la Câmpul. Ce v-am dedicat să-l aduceți? Da, și dânsul a fost o variantă. A angrenat un proiectul de la Mioveni. Știu că are și ceva grupe de junior, știu că e pe lângă echipa mare. S-au asistat destul de repede discuțiile cu dânsul. În momentul de față s-au mai căutat soluții, dar până în momentul de față s-a ajuns la concluzia că Vasi este cea mai bună alegere în momentul de față. El a început cu domnul Popovici crearea rutului. Știe ce s-a avut de la început, știe pe ce filozofie a început domnul Bogoveci, știe ce s-a lucrat. Eu zic că în momentul de față este cel mai potrivit ca să continue munca dânsului.